Muzeul de istorie din Roman a găzduit joi 12 decembrie 2019 o expoziție temporară numită Între știință și artă și Salonul Național de Postere Conservarea Științifică a Bunurilor Culturale. În cadrul proiectului Muzee și Școli, aflat la ediția a treia, Muzeul de istorie Roman, prin Laboratorul de Restaurare, a organizat expoziția temporară Restaurarea Între știință și artă și Salonul Național de Postere Conservarea Științifică a Bunurilor Culturale. Expoziția temporară prezintă piese din metal și ceramică descoperite de către arheologii Muzeului de Istorie Roman, care au fost studiate, restaurate și conservate în cadrul laboratorului muzeal. De asemenea, în cadrul expoziției prezentăm vase din faianță și porțelan din patrimoniul muzeului, dar și piese din colecții particulare care prezintă intervenții de restaurare practicate în trecut în salvarea operelor de artă. Salonul Național de Postere, Conservarea Științifică a Bunurilor Culturale, continuă expoziția temporară prin aducerea în prim plan a implicării restauratorilor în salvarea operelor de artă. Salonul Național de Postere, Conservarea Științifică a Bunurilor Culturale, continuă expoziția temporară, scoțând în prim plan munca restauratorilor și implicarea restauratorilor în salvarea operelor de artă. În acest sens, 47 de restauratori din muzeele din România, institute de cercetare, centre de restaurare, au prezentat prin posterele trimise munca pe care o desfășoară în cadrul laboratoarelor muzeale, metodele de analiză în investigarea operelor de artă, etapele de restaurare în vederea recuperării unui bun cultural, tratamentele care sunt aplicate astăzi în restaurarea pieselor muzeale, de la tratamentele clasice până la cele mai noi realizate cu ajutorul laserului. Vizitatorii pot admira și se pot informa referitor la restaurarea obiectelor descoperite de arheologi.